Primăria municipiului Lugoj a amânat demararea lucrărilor de reabilitare și modernizare la izvorul de la Tapia, deși inițial reprezentanții administrației locale spuneau că vor fi finalizate până la data de 1 iunie. Acum, abia după această dată, va începe execuția lor. Motivul neînceperii lucrărilor este legat de negăsirea unei firme constructoare. S-a încercat o colaborare cu Meridianul, însă din lipsă de personal, firma a renunțat la lucrare. Astfel, modernizarea izvorului se va face cu alte societate. Potrivit primăriei, lucrarea va fi demarată la începutul lunii viitoare și ar trebui să fie gata în maxim 3 săptămâni. Izvorul de la Tapia este o aducțiune de apă dintr-o sursă naturală de la aproximativ 50 de metri de pe dealul din apropiere și a fost amenajat în anul 1966 de foștii lucrători ai Cooperativei Agricole de Producție din Tapia. La evenimentele din decembrie 89, izvorul a fost deteriorat de un tank al armatei care a acționat în afara unității militare de pe strada Timișoarei de care aparținea.